bună seara, mulțumesc frumos de prezentare. Într-adevăr, I love you back. Nu prea știu engleză, s-a văzut în Ața Express. În fine, nu despre asta este vorba acum. Da, rost Olteniei. Sunt din Valea Jiului, dar înainte de orice trebuie să spun că tatăl meu este oltean. Mi-a și zis, te rog să nu mă faci de râs. M-a pus să mă îmbrac frumos. Mi-a zis să-mi pun costum, nu am costum. Mi-a zis să-mi pun costume de mire. Ăsta este. În ăsta am făcut cei mai mulți bani. O să încep ca la școală. Eu pentru astăzi am avut de pregătit Oltenia. Pentru că eu să fac rostul Olteniei, trebuie să încep cu niște glume despre simbolul lor, și anume prazul. Știți de ce oltenii iau pauză de la muncă între 12 și 13? Să ia prazul. Dar am decis să fac rostul ăsta ca la Vrei să fii neamărit miliardar, cu variante de răspuns. Deci, ce credeți? În Oltenia se consumă atât de mult praz încât A. Întâlnirile romantice au loc doar dimineața. B. Se construiește în Craiova un monument numit Prazul Infinitului. C. Mâncarea praz cu măsline se numește, de fapt, praz cu praz cu măsline cu praz. D. Au început să le crească copiilor codițe verzi. Sau E. Toate cele de mai sus. Presupun că ați ghicit toate cele de mai sus. Poate fără aia cu codițe, că nu prea ați râs, nici mie nu mi-a plăcut, nu știu de ce am scris-o. Mă rog, am vorbit deja despre olteni, dar pentru că suntem la o televiziune națională, trebuie să explicăm și oamenilor ce sunt oltenii. Oltenii, sau oamenii pentru care Leana și Costel e un documentar, sunt oamenii... Nu, mai am, nu vă grăbiți! Oltenii sunt oamenii pentru care fa este atât o notă muzicală cât și un alint. Vreau să vă zic că am un prieten oltean care mi-a zis că cel mai mare munte pe care îl știe e Robert Recuperatorul. Ești oltean când pentru tine știința este o echipă de fotbal sau când simpla ta prezență răstoarnă căruțe. Dacă nu v-ați lămurit încă, na, băi, trebuie să dăm oltenilor ce ai altenilor. Cum afară, abia am intrat, stați puțin. Oltenii sunt ăia care mai întâi sar la bătaie și apoi află de ce. Acum că am stabilit și ce sunt oltenii, trebuie să vorbim și despre capitala lor, Craiova, sau orașul în care oamenii citiți sunt ăia chemați la tribunal. Craiova este un oraș universitar în care cea mai mare performanță a facultăților e fotbalul. Vă zic că am fost în Ața Express și am dormit într-o primărie părăsită, vă jur că erau condiții mai bune decât în hotelurile din Craiova. Da, da, serios, cel mai frumos parc din Craiova este Parcul Auto. Nu, stați așa, nu săriți. Mai sunt și alte regiuni. Mai sunt, olo, ce săriți, olo, oltenii mei. Gata, stați așa că mai sunt și alte regiuni în Oltenia. Trebuie să menționăm Vâlcea. Tata este din Vâlcea. Vâlcea sau orașul hackerilor. Așa au menționat niște americani. Orașul hackerilor. Vâlcenii când merg la sală, ei trag la carduri. Au dezvoltat atât de mult industria asta încât acum poți să-ți faci copie de card la orice Xerox. Deci suficient despre Vâlcea, trebuie să vorbim și despre dăbuleni, pepenii care au fost cunoscuți în toată țara, sau mă rog, lubenițele sau lebenițele, cum spun ei. Vă dați seama cât de mult vor să se laude oltenii dacă au simțit nevoia să aibă și pepeni de firmă. Mamă, se vede că sunteți olteancă, dar am avut o prietenă olteancă odată, am vrut și eu să zic ceva și n-am avut loc. Deci exact ca dumneavoastră. Gata, stați așa că să-mi iau și eu banii și după aia, stați așa. Pregătiți-vă, fiicule! Ok. Am auzit că numărul de pepeni care încap în portbagaj este trecut în talonul mașinilor. Mă rog, mașini, BMW-uri ursuleți din 86. Am glumit cu mașini ieftine, adică da, oltenii au cazane, dar au cazanele Dunării. Dar au și multe mașini foarte scumpe. Așa că e timpul pentru a doua grilă din Vrei să fii neamărit miliardar. În Oltenia sunt mai multe mașini scumpe decât A. Absolvenți de liceu. B. WC-uri în casă. C. Șofer cu carnet. D. Glumesc, vă rog să nu dați. E. Pentru cine nu s-a prins, e D. Sper să nu credeți că am ceva cu oltenii. Nu, lăsați să-mi termin treaba. Poarta Sărâtului, trebuie să vorbim despre Brâncuș. Poarta Sărâtului este locul unde oamenii își fac aceleași poze inedite la nuntă. Sau
Dacă aș avea un leu, un leu normal, unul de la Strehaia, pentru fiecare dată când s-a auzit sub poarta sărâtului un te iubesc, fă, vă jur că aș cumpăra televiziunea. Mai avem și coloana infinitului, nu? Sau opera, în fața căreia oltenii stau și numără în gând până la 10 ca să pară că înțeleg ceva. Am auzit, nu sunt sigur, că de când cu coloana infinitului, oltenii cred că infinitul are 29,35 de metri. De asemenea, să nu uităm de masa tăcerii, care se numește așa, pentru că a fost prima masă folosită pentru vândut breloguri, lasere, brichete și alte brizbrizuri. Acum masa tăcerii e în fiecare compartiment dintre. Când vine băiatul ăla, în fine. În încheiere, aș vrea să vă las cu un gând pe care tot îl am. Nu știu dacă ați văzut, s-a făcut un remake la Moromeții, așa că vă rog, dacă se face un remake și la Neamării Miliardar, aș mai încărunți puțin. O iau și pe Lizzie, care ați văzut că în Asia zici că este Veta, o paporniță și gata, direct rolul meu. Și pentru că așa ar trebui să termin cum am început, un ultim quiz, dacă sunteți pregătiți. Dacă în Oltenia nu erau Amza Pelea, Brâncuș, Tudor Gheorghe sau toți cei de mai sus, ce ne mai rămânea? Mulțumesc mult, Oltenia! A fie cu drag, nu va. Doamna Nicolina, stați, mai am niște glume, dar o să vi le zic dumneavoastră în particular. Da, da, e ceva... Sunt niște băieți cu săbii în spate, te aștept. Nu, bă, să știți că am fost un mehedin și vă jur, și am fost și în Asia Express, drumul împăraților. Și? Și n-am văzut atâta săbii cât am văzut într-un portbagaj în mehedin. Nu, gata, doamna Nicolina, nu dați, vă rog. Dar cum ați... Dar Tanticu tocmai a avut cel mai greu număr din cariera lui. Mulțumesc, adevărat. Ultimul. Nu, mai am. Oh, nu, nu. Mai am. Deci, ca să ne înțelegem. Da. Te-ai născut în Oltenia unde? Nu m-am născut în Oltenia. Din Petroșani. Eu m-am născut în Petroșani. Mai... Tatăl meu este Oltenia. Ca să ne înțelegem, Valea Jiului e de la Petroșani nu încolo. Nu, dar nici nu ascultă, știi? Doamna Nicolina, da. Am zis că sunt născut din tată oltean, da? Și mama olteancă. Dar păi nu... tata, dacă era oltean, era de undeva, de unde? Din Vâlcea, doamnă. A zis... Bravo! Dar am zis, dar nu, vedeți? Nu pot să fiu atât. Păi, dar nu, dacă vorbeați, doamnă, și n-am avut loc. Bun, puteți continua emisiunea în spațiu mai relevant. Mi-a plăcut finalul. La revedere! Mi-a plăcut finalul, la revedere! Am zis, mulțumim Oltenia, doamnă. Și când intri în Oltenia, să prezinți pașaportul, că altfel nu mai treci. Te pup! Natanticule, nu las mai face pariuri. Las-o. Eu am înțeles, dar umorul a fost un pic prea pișcător ca să-l poată suporta o olteancă. De aceea. Dar finalul a fost impecabil. Asta cu la revedere? Când a zis la revedere. Când am zis. Am zis mulțumim Oltenia. Dacă nu era Oltenia, ce ne-ar fi lipsit mai tare? Amza Pelea, B, Brâncuș, C, Tudor Gheorghe, D, Nicolina Stoica, nu că ești, toți cei de mai sus și mulți alții. Bravo, asta era! Mulțumim, bravo, Oltenia! Ce să facem, doamna Nicolina, dacă pe Amza Pelea n-am putut să-l chemăm? L-am adus pe Natanticu și mă mulțumim tare, tare mult! Mulțumesc, eu am plecat, vă mai las dacă... Îți doresc, într-un Asia Express Best Of, să mergi cu Nicolina în America de Sud. Claudia,